Este ora 16, bine v-am regăsit, sunt Maria Linda. Criminaliștii au răscolit casa familiei Luizei Melencu, fata răpită de Gheorghe Dincă în aprilie, pe care monstrul a mărturisit că a omorât-o. Familia fetei povestește că este pentru prima dată în 4 luni de când au anunțat dispariția acesteia, când se caută probe. Georgiana Murgilă are mai multe informații. Georgiana, bună ziua! Bun găsit! Anchetatorii au mers, iată, să ia niște fotografii, haine. De altfel, caută cât mai multe lucruri în așa fel încât să le pună la dosar. Toate aceste indicii, evident, că îi ajută în ancheta pe care o desfășoară. După cum spune familia Luizei, este prima oară când anchetatorii caută astfel de probe la ei. Au ajuns în urmă cu puțin timp acolo. Se pare că aceștia au cerut deja mai multe fotografii ale Luizei, iau aceste haine posibil pentru a avea și alte probe de ADN în așa fel încât să le compare. Georgiana, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații.